Cei care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea în ziua de 16 noiembrie preocupări domestice dintre cele obișnuite. Nu este un lucru nou, nu este nici măcar un lucru neplăcut, poate doar că este un accent pus pe importanță, lucruri esențiale, lucruri care privesc altceva decât cotidianul. Nu este vorba de prepararea robinetului sau uh, cumpărarea unui obiect în casă, ci este vorba de felul în care unii berbeci ar trebui să gândească la uh, intrarea în posesia unor bunuri importante, la administrarea unui patrimoniu, la responsabilitatea lor față de ceea ce au, ori față de ceea ce trebuie să apere în numele părinților al familiei din care se trag. Între 17 și 19 noiembrie, stare bună, disponibilitate pentru multe lucruri care presupun viața activă, în aer liber, în văzul lumii, adică sport, mișcare, călătorie, excursie, dans, participare la concursuri, de orice fel, întreceri, secundar chiar și activități culturale sau artistice, în general cu scop relaxant. Mai importantă, mai vizibilă, este dorința de a se afirma, de a se emancipa, de a câștiga ceva, un premiu, de a se vorbi despre ei, de a fi cineva, de a face impresie, de a fura ochii și mintea cuiva, de a avea aventuri, de a fi cuceritori, de a fi doriți, iubiți, apreciați. Moment bun pentru cei care desfășoară activități artistice, până la un punct. Le dă foarte multă Ambiție, voință, energie și dedicare. Apoi este un lucru bun pentru toți cei care s-au implicat sau se vor implica de acum încolo într-o viață activă care presupune misiune. Se intre în politică, se intre în zone de interes public, în activități sociale, mai puțin culturale în misiuni religioase sau în scopuri nobile și morale, să facă bine, să facă ordine, să ajute, să sprijine, să dezvolte, prin propriile lor puteri, prin intermediul meseriei sau uh, prin integrarea lor în grupuri care asta își propun, asta au ca scop, să creeze culoare favorabile unor premize nobile. Credință, ordine, dreptate, eficiență ordine socială sau progres public ori autoritate instituțională. Moment bun și pentru cei care sunt părinți, s-ar putea să fie o perioadă mai relaxată, să se simtă bine alături de copii, să se împace bine cu aceștia, aceea să fie cooperanți, să organizeze activități care să le facă plăcere și copiilor, aceea să se simtă în largul lor, părinții să aibă și ei o bucurie. Între 20 și 22 noiembrie dimineața, muncă, activitate, preocupări curente legate de locul de muncă. Nu pot să afirm că este o perioadă dificilă pentru organism, dar s-ar putea ca unele persoane mai sensibile să simtă un disconfort. S-ar putea ca acest disconfort să fie legat de circulația sângelui, de circulația arterială, de regimul presiunii arteriale, adică mai precis puse de hipertensiune, și de o activitate hepatică sau secundar bileară. Începând cu 22 noiembrie, după ora 6 dimineața, luna va începe să transiteze casa a șaptea a relațiilor parteneriale și îi va pune pe cei născuți în berbec, în ipostaze delicate, sau unde ei trebuie să se poarte cu măsură, cu prudență, cu grijă și cu menajamente față de o persoană. Să-i respecte vârsta, titlul, statutul, autoritatea, valoarea sau relația în sine, care nu trebuie compromisă. Așa încât, la rândul lor, și ei trebuie să fie prudenți, politicoși, diplomați. Acum, eu nu spun că trebuie să meargă neapărat cu gingășia până acolo încât să cedeze în fața acelora fără condiții, să abandoneze orice pretenție și punct de vedere și să se facă preși, pentru că aceea merită onorul. Ci ideea este să nu ia pe aceea pe sus, să nu ia prea tare, să nu-i pune la col, să nu se poarte ca și cum aceea chiar nu reprezintă... Um, un partener demn. Aici este vorba de respect, prețuire și bună așezare la masa tratativelor. Pe 19 noiembrie, Marte va intra în casa A8, -a și pe unii va putea pune într-o situație. Supărătoare, să le fie amenințat un bun, să primească hârtie, că li se ia ceva, li se pretinde ceva, se retractează un document, o înțelegere anterioară, și în felul acesta omul trebuie să dea înapoi ceea ce a primit sau să împartă sau să se recalculeze. Ori, dacă ținem cont că va intra de pe 21 noiembrie și mercur în mișcare directă, să se revină la niște discuții care s-au purtat cu 3-4 săptămâni în urmă. Și au urmat o perioadă de repaus, nu s-au văzut, n-au auzit unul de celălalt. Acum se revăd, repun discuția pe tapet, dar nu într-un chip armonios. Și iar încep tot felul de șmecherii să vicieze o bună înțelegere. Atenție că multe dintre elementele care vă vor supăra dacă se întâmplă asta nu sunt cu temei legal. Nu sunt justificate nici moral, nici uman, nici social, nici familial. Așa încât există o notă de abuz pe care eu vă sfătuiesc să nu o permiteți, să nu o tolerați. Îngăduința nu este bună. Sigur că va trebui creată o strategie, iar Marte va ajută până la începutul lui Ianuarie să realizați această situație a dumneavoastră într-un fel care să dea semnare celor care încearcă să profite de dumneavoastră că nu sunteți nici naiv, nici fără sprijin, nici fără instrucție, nici fără capacitate de a gândi și de a vă informa, că nu sunteți în situația de a fi păcălit. Adică dați mesaje ca aceea să se replieze. În sfârșit, nu intrăm în amănunt, dar totuși trebuie menționat faptul că începând cu după amiaza zilei de 22 noiembrie, soarele va intra în casa a noua și va începe să creeze, să genereze oportunități legate de străinătate, studii sau viață publică și socială.